Salut! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro și azi sunt în bucătăria mea de acasă, încercând să vă arăt cum pregătesc eu niște delicioase chiftele de linte, 100% vegane, cu ingrediente la îndemâna tuturor și foarte simplu de făcut. Iată de ce anume e nevoie pentru aceste chiftele. În primul rând, două conserve de câte 310 grame cu linte dosi al vapore. Este linte gătită sub abur, are o textură foarte potrivită pentru preparatul pe care urmează să-l fac. Și dacă mă urmăriți mai de mult, cu siguranță că ați observat că în multe dintre rețetele mele recomand aceste conserve de legume dosi. Le recomand pentru că le folosesc și eu cu toată încrederea pentru mine și pentru familia mea. Sunt 100% naturale, neconținând nimic altceva în afară de apă, sare și legumele respective, care sunt culese în momentul optim de maturare și au un gust foarte, foarte bun. O ceapă roșie de mărime potrivită, 110 grame are a mea, și 2 căței de usturoi, 300 de grame de morcov, 40 de grame de făină de năut, sau se poate folosi și o făină de mazăre sau de quinoa, pe toate le găsiți în magazinele naturiste. Eu am aici 2 linguri cu vârf, am și cântărit, după cum vă spuneam, sunt 40 de grame. În cazul în care nu aveți cum să faceți rost de niciuna dintre făinurile recomandate, puteți să înlocuiți cu făină de grâu. O legătură de pătrunjel verde, 2 linguri de ulei de măsline, aproap 30 de ml, sare și piper după gust, iar condimentele opționale pe care, dacă nu le agreați, nu este absolut nevoie să le puneți, sunt jumătate de linguriță de chimion, o linguriță de paprika dulce și jumătate de linguriță de coriandru pudră. Primul lucru pe care o să-l fac va fi să pun lintea la scurs, evident fiind gătită sub aburi, așa cum v-am spus, veți vedea că nu va avea cine știe cât lichid, dar o pun aici, într-o sită deasupra unui castron mai mare, ca să colecteze atât lichid cât este. Toc ceapa mărunt, usturoiul îl zdrobim sau îl radem pe răzătoarea fină și o să toc mărunt și pătrunjelul. Iar morcovii o să-i dau pe răzătoarea mare. Pun pe foc mediu o tigaie încăpătoare și adaug uleiul. Imediat pun și usturoiul și ceapa, presar de la început puțină sare, reduc focul și călesc, amestecând frecvent. După ce ceapa a început să se înmoaie, observăm asta atunci când devine ușor translucidă, adaug și toți morcovii rași, amestec, apoi o să acopăr cu un capac și las să se înăbușească. Amestecăm frecvent, avem grijă să nu se ardă și dacă ni se pare că există pericolul să se caramelizeze înainte să se gătească morcovii, adăugăm foarte, foarte puțină apă, nu mai mult de o lingură, amestecăm și acoperim cu capacul. Și după 7-8 minute de gătit, iată, morcovul este suficient de făcut, la fel și ceapa. După cum se vede, nu mai au lichid în tigaie, însă este frăgezit fără să fi devenit moale cu totul. Încă păstrează un pic de textură, este exact faza în care am nevoie de el. Așa că opresc focul și pot să trec mai departe. Într-un procesor adăugăm morcovul și ceapa călite, apoi 2/3 din lintea scursă de lichid, adaug de la început o linguriță bună de sare, paprika, coriandrul pudră și chimionul măcinat și, după cum v-am spus, nu este obligatoriu să adăugați toate condimentele pe care le adaug eu, dar e musai și de puțin piper. Acum o să procesez toate aceste ingrediente până când se mărunțesc bine. Și în doar câteva secunde, iată, compoziția deja s-a omogenizat. Acum o să adaug verdeața și voi pune și restul de linte, pe care nu am pus-o de la început, pentru că vreau să păstreze un pic de textură, deci nu vreau să fie chiar toată compoziția o pastă fină. Și o să mai procesez totul doar câteva secunde.
Am transferat în castronul ăsta compoziția din vasul procesorului și în această fază pot să-i mai adaug sare, piper, dacă este nevoie. Acum o să pun și făina de năut și voi omogeniza totul foarte bine. Cu mâinile ușor unse cu ulei, iau bucăți de compoziție, le rotunjesc în palme, apoi le aplatizez și le așez pe tocător, mai urmează doar să le gătesc. Eu am optat să gătesc chiftelele astea la cuptor, asta cred eu că este o alegere mai sănătoasă, așa că le-am pornit și le-am încălzit la 180 de grade Celsius, un pic de ulei pe suprafață. Apoi le voi da la înălțime medie în cuptorul preîncins la 180 de grade cu ventilație sau 190 de grade fără ventilație, cât să se rumenească un pic. Până la urmă, tot ceea ce am pus în chiftelele astea vegane este deja gătit. Și în sfârșit, iată-le, după exact 20 de minute la cuptor, pentru că mie îmi plac mai rumene, iată chiftelele, s-au făcut bine și pe partea inferioară, cu toate că nu le-am întors, abia aștept să le degust. Sigur că sugestiile de servire ar putea fi foarte multe, dar pentru mine această variantă simplă alături de o salată, una care îmi place, cu verdețuri și cu roșii cherry, chiftelele de linte și un dressing lejer făcut din tahini, deci este și acesta vegan, conține tahini, apă minerală, lămâie, un pic de usturoi și sare. Pentru mine această combinație este absolut delicioasă. Și cam atât pentru azi, dragilor. Sper să vă placă și vouă această rețetă simplă de post, chiftele de linte cu morcovi cu ceapă, cu un pic de verdeață. Sunt pe cât de simple, pe atât de gustoase. De fapt, una dintre rețetele de post preferate de familia mea, care chiar nu simte lipsa cărnii atunci când le servesc la masă, în chiar combinația pe care v-am arătat-o și vouă. Dacă vă interesează rețeta, bineînțeles, mai multe detalii despre ea, inclusiv lista de ingrediente la gram, printabilă, le găsiți pe blogul meu, la linkul care doar ce a apărut în colțul ecranului. Iar dacă o veți pregăti și vă va plăcea, vă invit să o distribuiți și prietenilor voștri de pe rețelele sociale. Și pentru că tot le-am menționat, să știți că pe mine mă găsiți și pe Facebook, pe Instagram, de puțină vreme și pe TikTok, iar canalul de YouTube rămâne locul în care revin mereu cu noi rețete și idei delicioase, așa că vă invit să vă abonați și să dați subscribe la toate notificările. Pe curând!